Bună, numele meu este Alexandra și astăzi am o nouă comandă de desfăcut. Una mititică ce este drept. Aici am niște ojă semi-permanentă de pe un site e-nails, cred că se chema, oare nu scrie și undeva? Ba da, e-nails.ro se numește site-ul și da, să desfacem cutiuța. Ia să vedem ce avem noi aici. Atât? Doar atât? Ce am luat? Asta este tot ce avem în interior. Da, cam asta am comandat. Ia să vedem ce avem noi aici. Așa. Pac, 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 pac. Mulțumim și dorim să te răsplătim. Folosește codul ENAIS la finalizarea comenzii și obții reducerea de 10% discount. Tra-la-la, bun. Aici cred că avem o facturică. Da, una bucată facturică. 2, 4, 6, 7 oși trebuie să am. 2, 4, 5 decorațiuni și un instrument metalic pentru cuticulă. Ia să vedem. Mamă, dar ce bine le-au ambalat. Opa. Mititelele de leu. Hai câte mici sunt. Știam că gramajul nu o să fie unul foarte mare, dar nu mă așteptam să fie chiar de mititele. Nu știu dacă observați cât de mici sunt. Au și ele 7 ml și astea care le aveam înainte, tot 7 ml. Era ambalajul diferit și părea mai mare. Deci, ca să înțelegeți, în clipul de astăzi o să vă arăt ce produse mi-am comandat de pe Enails Beauty și o să vă arăt și ce produse mai am eu pentru manicura cu ojă semi-permanentă și o să fac de curând și un clip despre cum îmi fac eu unghiuțele cu ojă semi-permanentă. Nu sunt vreo expertă în domeniu, dar dacă vreți să încercați asta acasă, eu mi le fac singurică și rezistă cam 2 săptămâni și ceva. De exemplu, acum au îndată 3 săptămâni, sunt destul de crescute, nu știu dacă vedeți acolo, sper să vedeți. Au îndată 3 săptămâni și rezistă, arată bine, încă nu s-au ciobit. Deci da. Bun. Haideți să începem să vi le arăt, că vorbesc prea mult. Am S031. Ăsta ar trebui să fie, dacă îl poți deschide, un sclipici argintiu. Și atât de frumos. Sper că îl puteți vedea acolo, așa arată. Este un sclipici argintiu, foarte frumușel. Și mi-am mai luat unul auriu, dar ăsta este cu particule mai mari. Ia să vedem dacă vedeți voi acolo. Adică are, nu este atât de fin sclipiciul ca ăla gri. Asta ne-a luat mai mult ca și accent pe unghie. Am niște idei în cap, să văd dacă îmi și ies. Așa. S021. O, ce frumos! Este exact cum mi-l imaginam. Ăsta este un albastru. Foarte drăguț, deci foarte, foarte frumos. Superb, superb. Am eu în cap așa o combinație pentru sărbători. Cum aș vrea să-mi fac unghiuțele. Aici ce avem? O, un roz atât de drăguț. Este un nude. Așa arată el. Foarte drăguț. Da, miros ca celelalte de la Rosalind. Toate sunt de la Rosalind. Aici am un vișiniu. Au, se deschid foarte greu, înțeleg ce. S015 este vișiniu asta. Mamă, că este superb, superb, este un vișiniu, superb! Abia aștept să fac unghiuțele cu el, mai departe. Asta este B012, nu e nici vișiniu, nu e nici roșu, da? Aoleu, ăsta este un roșu pur, pur. Uitați aici cât este de frumos. Cred că v-am înnebunit, la fiecare nuanță am zis că este foarte frumoasă, dar într-adevăr sunt nuanțe frumoase.
Și e un pic ciudat așa când le comanzi, pentru că pe site par într-un fel, în realitate ți se pare că e altfel, dar cred că de data asta am cam nimerit-o. Și este 0.11. Hai să vedem. Asta mi se pare mai portocaliu, așa. Așa arată și ăsta. O să vedem cum va fi pe unghii. Vedem, dar cred că roșu ăsta îmi place mai mult. O să văd eu, o să încerc o combinație. Ce mi-am mai luat aici? Am văzut sticăre de sărbători, sticăre crăciunistice și am zis că trebuie să am și eu sticăre din astea crăciunistice și mi-am luat câteva. O, cât sunt de roze! Știu, v-am înnebunit. Astea sunt din acelea care le recupezi, le pui un pic în apă, se desprind și apoi le pui pe unghiuță. Da, cred că da. Și mi-am luat așa, cu fulgi, cu inimioare, cu breni. Cam așa arată. Mi-am mai luat un model. Vai, cât e de drăguț, Doamne ferește. Cu oameni de zăpadă. Deci imaginați-vă cum ar fi să am oamenii ăștia de zăpadă pe unghii. Super, deci ce vorbește? Aici globulețe, Moș Crăciun, scrisori, Merry Christmas, acadele din alea specifice sezonului. Foarte fain. Place, place, place. Și aici tot așa. Și avem și Moș Crăciun aici. Dar moșul ăsta săracul e cam modernizat, dar avem. Uitați, așa arată. Foarte drăguțe. Ele sunt foarte micuțe. Abia aștept să le aplic. Și mi-am mai luat o chestie din asta. Logic că din nou mă bate ambalajul. Cum, Doamne, mai ar trebui să scot asta de aici? Noroc că mi-am luat o farfecă, că fără, nu știu, jale. Ieși, așa. Deci ea este cam așa. Are o parte, în partea aceasta este ca un pusher pentru cuticulă. Și ăsta e ca un tăietor, adică așa mi se pare mie că e destul de ascuțit aici. E foarte interesant, îmi doream de mult o chestie de genul ăsta și acum că am plasat comanda asta, am zis să-mi iau. Eu înainte aveam o chestie de genul acesta. Pe asta o foloseam și aici tot așa are o chestie mai tăioasă, dar cel mai mult am folosit capătul ăsta, eu le împing, adică împing cuticula și apoi o tai. Și haideți să vă arăt ce produse mai am pentru unghii, că nu alea au fost toate. De la Rosalind am, dintr-o altă gamă, asta este gel polish Rosalind din gama profesională, zic ei. Și aici am Rosalind gel polish, UV și LED. Da. Am așa, nota 22. Așa se deschid greu. N-am eu forță. Ăsta este un nude. Foarte simpatic. Nu cred că mi-am făcut unghiile cu el. Nu, nu. Aici am... Ăsta este un movuliu, ceva deschis. Este o lanță simpatică. Cred că pe asta am purtat-o. Aici am nude-ul acesta, foarte drăguț. Pe acesta l-am acum pe unghii. Îl am pe... Să o arăt. Pe unghia asta mititică. Asta este nuanța. Este un roz foarte deschis. Și aici am un roșu, dacă ține bine minte, 05. Așa arată el. Este o nuanță de roșu. Așa scria pe site. Așa vă spun. Am de la Kani Gel Color System. Uitați ce diferență mare este de ambalaj, da? Deci asta are 7 ml, asta are 7,3. Și ce grăsuț e asta și ce micuț e asta, nu? Da, așa mi se pare și mie. Ăsta are ambalaj de sticlă, ăsta are ambalaj de plastic, ăsta plastic. Plastic. Nu mai drăguțe astea, ambalajul ăsta așa micuț, drăguț din sticlă. Dar na, asta este. Și asta este nuanța... Cred că este 235. Știu că atunci când am plasat comanda pe site,
M-a sunat cineva care îmi preluase comanda și mi-a spus că nu au o anumită nuanță pe care i-am vrut să-mi o comand și că dacă mi-o pot ei înlocui cu ceva. Și mi-a zis să-mi înlocuiască cu un nude drăguț și mi-a dat culoarea asta, care nu pot să spun că e chiar un nude drăguț. Nu știu, mi se pare așa un portocaliu spălăcit. Nu prea îmi place, e exact aceeași culoare cu sticluța și nu pot să spun că mă dă pe spate, dar na, asta este. Ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Și apoi. Ce mai avem noi aici? Așa, de la FSM, parcă se cheamă astea, nu o să le citesc denumirea asta care au pe sticluță pentru că nu au nicio șansă. Am primer, ăsta are 15 ml și am top coat, tot de la ei. Cam așa arată. Mai am un top coat de la Cupio, top coat glossy, ăsta are tot 15 ml. Așa arată el. Și mai am tot de la FSM ăsta. Magic 3 in 1 One Step Color Polish Gel 10 ml. Așa arată sticluța. Și este roșu ăsta de pe capac. Cam așa arată el. Este foarte simpatică culoarea. L-am folosit de vreo două ori, cred că, sau o dată m-am dat cu el, cred că o dată. Drăguță. Și are un miros foarte puternic, acum mi-am dat seama. Față de celelalte, ăsta are un miros așa, te lovește, parcă îți dă o palmă. Da. Interesant. Și ce mai am eu și este must have din toată experiența mea care o am eu cu oja semipermanente, este o bază bună. Deci, procedura nu este foarte complicată. Trebuie să vă piliți un pic unghia naturală ca să scăpați de luciul acela natural pe care îl are oja. Apoi dați primer, primerul se usucă la aer, așteptați un pic și apoi trebuie să veniți cu o bază. Și aici intervine toată chestia. Vă trebuie o bază bună. Și dacă aveți o bază bună, după aia ce puneți peste bază, nu contează că este un produs mai slab, da? Deci nu am o experiență atât de mare încât să zic, wow, produsele astea sunt revoluționare, dar consider că gama asta, Rosalind, Cani, Venalisa sau ce mai este, sunt niște produse mai ieftine, într-adevăr, este o semi permanentă, are un gramaj mititel. Dar eu am încercat oja asta de la Rosalind fără bază. Și fără bază mi se ciobea a doua zi, chiar și în prima zi. Dacă îmi făceam unghiile și mergeam și făceam baie și eu stau în baie cu orele, deja când ieșeam puteam să dezlipesc efectiv oja de pe unghii. Dar acum am făcut un experiment. Mi-am făcut unghiile, cum v-am spus. Mi-am pus baza asta de la Cupio Rubber Base. În nuanța Milky White, așa, așa arată sticluța. Mi-am pus baza asta, am pus-o într-un strat nu gros, dar nici foarte subțire. Am învârtit unghia ca să se creeze apexul, după care am pus în lampă. Am polimerizat, cred că 2 minute, așa. Și după aceea mi-am dat pe deasupra acestei baze. Mi-am dat oja de la Rosalind, am polimerizat din nou și apoi mi-am dat top coat-ul tot de la Cupio. Pot să vă spun că unghiile mele au aproape 3 săptămâni și oja mea de la Rosalind n-a sărit de pe unghii și eu sunt 100% sigură că ce a făcut acest lucru a fost oja de la Cupio, acest rubber base, baza asta este extraordinară. Deci dacă aveți o bază bună, ce puneți peste bază o să facă foarte bine aderență, apoi dați top coat-ul și o perioadă de timp sunteți asigurate. Da, cam astea sunt produsele care le-am eu pentru oja semi-permanentă. Îmi plac foarte mult nuanțele care le-am primit acum.
Mai ales nuanța asta, mă gândesc că dacă fac o combinație cu ea, cu albastru ăsta superb și cu argintiul acela și cu niște sticăre de acolo care le-am văzut eu, le-am ginit deja, o să iasă ceva foarte, foarte frumos. Vreau să mi le fac și roșii, dar acum nu știu ce roșu o să folosesc. Da, deci vreau și vișinii. Am ojă ca să folosesc o perioadă de bună de timp, să testez, să experimentez și așa mai departe. Deci, cum am spus, dacă aveți o bază bună din punctul meu de vedere, vă salvează manicura, simplu. Da, cam asta a fost pentru astăzi. O să vină cât de curând și un clip în care vă arăt exact cum îmi fac unghiuțele, dar trebuie să mă gândesc la un model mai întâi, pentru că o să am unghiile astea vreo 2 săptămâni, 2-3 săptămâni și să văd ce model le fac. Când mă hotărăsc și așa, filmez clipul și vă arăt și vouă exact cum îmi fac eu unghiuțele, care sunt pașii, cum aplic, ce aplic, cât stau la lampă și așa mai departe. Bun, gata pe astăzi. Am vorbit o grămadă sau cel puțin așa mi se pare mie. Ăsta a fost clipul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați-mi și mie un like, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare într-un clip, filmuleț, cum vreți voi să-i spuneți, viitor. Pa, pa!